Bună seara și bine v-am regăsit, dragii prieteni. Început sportiv de săptămână aici la Metropola TV. Suntem într-o formulă oarecum inedită în această după-amiază la început de săptămână. Îl salut, bine ai revenit, Ionuț Florea. Te salut, Ionel, îți mulțumesc pentru invitație. Așadar, Ionuț Florea și atenție, doamnelor și domnilor, invitatul nostru din această după-amiază este Dinu Tudoran, pe care îl salutăm aici la revenirea la Metropola TV. Te salutăm, Dinu. Salut, Ionel. Salut, Ionuț. Atenție, dragi prieteni, Dinu Marius Tudoran. Acesta este numele complet, nu? Pentru că foarte multă lume, Dinu, nu prea știe și acest amănunt. Dinu Tudoran sună așa bine fotbalistic și fotbalistic, dar Dinu Marius Tudoran. Nume de familie Tudoran, prenumele Dinu Marius. Da. Întâmplare, actuala soție, când venea în cartier, da, mie zicea Marius. Și zicea așa la prietenii mei, da, zicea Marius, și a se uitat, nu avem niciun băiat Marius. Păi cum că mi-a dat, nu știu. Da, și după aia, așa, Dinu? Fotbalistic, nu știe nimeni de Marius. Da, suna bine așa fotbalistic, toată cariera ta, Dinu, da, Tudoran. Da. Ușor de pronunțat, ușor de văzut pe gazon, acolo unde era calitate. Dinu Tudoran, așa te știe toată lumea. Așa toată lumea, da. De Marius nu cred că mă știe. Da, știu cei care ne privesc acum. Și Marius mai zicea Bulata, doctorul de la Petrolul. Nu știu acum dacă mai e... A fost concediat, știi, doctorul Bulata când a venit Dinu la o partidă. Nu știu, da, nu știu. A venit la o partidă, l-a găsit pe înlocuitorul lui Mircea Miu, care acum este la Dinamo. Și tu ce faci? Și pe ce faci tu? A fost o întâmplare incredibilă. Nu, el zicea Marius, în timpul când, în perioada când am jucat la Petrolul, el era doctorul echipei. Așadar, dragi prieteni, poveste de campion. Și chiar avem un campion aici lângă noi, Dinu Tudoran, un om cu o carieră frumoasă, fotbalistic vorbind, și un traseu ca antrenor la același nivel, cel puțin până acum, și este normal să debutăm cu începutul. Dinu Marius Tudoran, să dau așa denumirea exactă, cum ne spun cei de la Șelimbăr, comunal Șelimbăr. Dinu, te-ai născut la Brașov și evident că acolo a început și fotbalul. Primii pași într-un oraș care a dat de-a lungul anilor multe talente fotbalistice, unul dintre ele, Dinu Marius Tudoran. Da, am început la 9 ani la ICIM Brașov. N-am jucat niciodată la FC Brașov. Eu asta rămâne probabil un regret al tău, să spunem. Da, peste au fost și când am perioada junioratului, au vrut și la FC Brașov să mă transfere. Cei de la ICIM nu au vrut, plus primul meu antrenor, domn profesor Adrian Stan, n-a fost de acord. Și cariera mea la juniori a început la ICIM Brașov, apoi automat la Petrolul Pleși, la primărie. Nu, dar să rămâne puțin, Dinu, la aici în Brașov. Ce vârstă aveai? Cine te-a dus acolo? A fost chemarea ta? Te-au dus părinții? Cum a fost așa, primul nu, impact? Nu, un vecin, da, la vârsta de 9 ani, stăteam pe balcon și el se ducea la antrenament. Și ce ai, nu vii și tu? Păi unde? Să joci fotbal. Chiar dacă jucam în fața blocului, dar nu era ceva organizat. Și atunci ai că vin și am fost acolo și am rămas. Am rămas până la vârsta de 17 ani. Da, dar chiar cu performanțe am avut la printre ele, vorbim, Dinu? Da. Printre la juniori. La juniori? Da, am jucat o finală de junior la Under 19. Chiar în deschiderea finalei 1995 între Rapid și Petrolul, când Petrolul... Iată ce destin, Ionuț Florea, da. Și Dinu Tudoran să joci în deschiderea atunci, Dinu, da. În deschiderea unei partide în care vă lua viitoarea ta echipă. Exact, adică... și următorul an m-am transferat la Petrolul Ploiești, dar meciul în finală contra la celor de la Pitești, adversar, l-am avut pe Coman, Mutu, Neaga, i-au fost adversari. Și da. La voi, Dinu, la Brașov? Dacă mai stinge pe Florin Manea, stângaciu, care da, la un moment dat, da, care la un moment dat toată lumea zicea, da, de piciorul stâng, lovea foarte bine, foarte bine mingea. Mai fost Hara, Bucur, Neagoie. Ia uite, Dinu, tu erai aici. Aici, da, uite, exact, asta e poza din finală, pe 23 august. Aici e o capitan, Neaga cu 7 și Mutu lângă el, da. Păi ți-a dat banderola din start, Dinu? Adică chiar așa? Nu, păi de la genere, eram la grupa mea. Înainte se juca după 1 august. Anul nașterii. Eram în septembrie 78 și eram întâi jucam la 79. Era, cum era și ea din ianuarie și 79 și Dinu, juca. Aici la bătaie. Mai era un minut și ne-a dat gol. Moluseanu, mi se pare, ne-a dat gol. Toată lumea știe că cel puțin în linia de mijloc puteai să joci cu ușurință orice poziție. În momentul în care ai început și ai făcut primii pași în fotbal, toți copiii sunt atași de ideea aceasta de a fi în atac. Care a fost poziția ta inițială sau... Cum ai văzut tu primii pași în fotbal? Unde te vedeai? Unde îți plăcea să joci cel mai mult? Deci, în prima oară, deci cum am dus, așa, am luat numărul 7, mijlocaș dreapta m-a băgat. Da, mijlocaș dreapta. Tot dreapta și fiind. Da, mijlocaș dreapta,
După aia am jucat mijloca stânga, după aia mijloca central. Dar la mijlocul terenului jucam în orice poziție, pentru că aveam calitatea asta tehnică. Nu eram un jucător mare viteză, dar oricum aveam deplasare, cum ar veni, dar aveam partea tehnică. Dar Benzile, se spune că ar trebui să ai o capacitate foarte mare. Tu mare. O aveai. Nu, foarte. Și la teste. De exemplu, în test la Foaru, când era Mr. Panduru, am ieșit primul la teste. Chiar nu aveam probleme în partea asta. Dar trebuie să ai și puțină viteză, știi. Aici chiar nu prea. Dar am compensat. Da, nu am compensat prin asta. Da. Dar, Dino, rămânem puțin aici la perioada de juniorat. Cât contează Dino Todoran pentru un jucător care mai apoi, iată, urcă cazul tău pe calea performanței, așa și prim ani, fotbalistic vorbind. ABC-ul, cum spunem noi, pentru că, din păcate, vedem de multe ori jucători care ajung așa, peste rând. Și se simte lipsa acestui ABC fotbalistic. Perioada de juniorat e foarte importantă. E foarte importantă, mai ales la partea de inițiere. Acum e 6-10 ani. Noi, de exemplu, noi mergeam la 9 ani la fotbal. Până 9 ani. Dar, cum știm toată lumea, aici e perioada de învățare. Lovirea mingii, o preluare. Prima parte, cum se zice, copilul și mingea. După apare copilul și mingea colegul. După aia copilul, mingea, colegul și adversarul. Adică, treptele astea, adică nu trebuie să treci... Deci în clasa întâi să te duci imediat să nu înveți bastonașe și aia și să treci direct la... Să scrii. Nu, și sunt foarte importante pentru că nu aici suntem deficitari la partea asta. Bine, pe de altă parte, pentru cei care fac pașii corecți, cum a fost și cazul tău, nu? Această lansare către performanță vine repede. Ai făcut pasul de la ICIM Brașov într-o perioadă în care Brașovul era împânzit de echipe din Otodoran atunci. Da, păi aveau cinci echipe de Liga a doua erau. Brașovul, era ICIM-ul, Metromul, Tractorul, Forex, Nitramonia, Făgăraș, Săcelea, plus FC Brașov, Steagul Roșu, cum se numea, era... Punctul dar automat când treci de la junior la senior, intervine și partea tactică, partea fizică, adică, dar având lucrurile astea, mai ales partea tehnică, le însuces imediat. Cu ce te-ai prezentat tu, Dino Todoran, sau cum te-a prins acea ofertă de la Petrolul? Iată că prima ta echipă, adevărată, să spunem, la nivel de senior, Petrolul, care era o forță, da, nu? Da. Te-a surprins atunci, Dino? Erau ceva tatonări? Da, prima oară n-a fost nici turnee în Franța. Mergeam turnee în Franța. Cu echipa ta de junior? Cu echipa mea de junior. Da. Stăteam acolo la familie și mergeam la turnee. Și chiar a vrut să mă oprească cei de acolo. Nu mai știu, la Codria am jucat într-un stat de acolo. Cu echipa acolo să mă oprească. Dar era foarte greu. Părinți, eram singurul copil. Apoi la turneul ăsta final, înainte de finală, Meme a vrut pe mine și pe Mutu să ne ia la Galați. Să ne avea amândoi. Da, era conducător atunci. Da. Tot așa, clubul n-a vrut și după am făcut pasul la echipa mare la 16 ani jumate, dar la fel, se juca cu under în teren, cu juniori, dar nu trebuia să-l ții tot meciul. Adică puteai să-l scoți, îl băgai minutul, nu puteai să-l scoți, cum a fost regula cu doi juniori, dar atunci cu unul singur, la Liga a 3 era. Și tu prindeai minute din atunci? Sau da, păi nu, asta, deci și nu, pregătirea i-a plăcut, deci l-am avut pe domnul Adrian Stan la junior și automat domnul Virgil Roșu m-a luat la prima echipă. Ici la Liga a 2? Nu, Liga 3 era. Picasso, un an, nu, Picasso, Liga 3. Aici, Dino, iată, aici vedem cu Aliuță, da. Petrolului e acea Aliuță. Și aici e meciul din 98 când am jucat cu echipa națională a României. Era antrenorul Arghe Rordănescu. Am jucat la Ploiești. Făceau turnee la Ploiești, așa că nu mai știu unde au jucat. No, hai să vedem pasul următor, da. Dino. Deci și a venit oferta de la Petrol. A venit la Petrolul. Te-a surprins în momentul ăla? Nu, vreau să zic că am jucat, la asta mă refer, cu Under. M-a băgat antrenorul și tot așa. În vestea jucam la Focșani. Am jucat. Am prins și Focșani, am prins și Valea Jiului. Ne-au călit bine. Ne-au călit, da. Și acolo... Am purtit tricouri și la fiecare a rămas la mine numărul 10. Întâmplător numărul 10, nu aveam un fizic așa, mai eram scam, am niște jambier, legai jambier înainte cu tifon, acolo erau alte, nu cum sunt de acum. Astea moderne. Și am câștigat acolo 3-0, am dat două pase de gol, după următorul meci m-a băgat, gata. La minutul 5 m-a scos, că am zis gata, sunt fotbalist, am luat eu mingea că m-a scos. După am prins cantonamentul la Predeal. Cu ICIM Brașov și acolo erau și cei de la Petrol. Antrenorul era Neando. Era antrenor la Petrol. Am jucat un amical, am jucat foarte bine.
După am jucat un amical cu FC Brașov, i-am bătut 1-0, i-am dat pasă de gol și m-au văzut și o să vin, să am luat un amical cu Icimul la Plești. Am jucat la Plești. Și mai bine, oare? Da, dar acolo rezultatul a fost 6 ne-au dat, 6-2. Dar pentru tine a fost bine, cred. Pentru mine a fost bine. Și acum ei jucau cu echipa Petrolul, avea un meci amical cu echipa națională numai din campionatul intern. O selecționată internă. Da, a jucat Petrolul și atunci ai vrut să-l văd și eu și mi-era Neguiță, Liviu. Tot brașovean. Tot brașovean ne-a luat pe noi. Stânga. El, da, dar căuta liberul atunci. Ne-a dus ca cu 3 și căuta liberul și vrea să-l bage liber de piciorul stâng. M-am dus și eu acolo, na, și pe minutul 80 și ceva, a zis, așa, mă, băgăm și pe copilul ăsta. Era 1-0 pentru național. 5 minute doar, atât? 10 minute. 10 minute. M-a băgat, am luat mingea, am trecut de vot 3, am dat lui Zafiri spasă 1-1. A doua zi toate ziarele, mamă, cine, nu știu ce. Ei, acum ei vroiau să mă ia din vară. Adică să mă să plătească, să, să mă lase să juc acolo, știi? Și a intervenit Neugen Goicea, care îi mulțumesc, da, pentru că dânsul a avut o mare parte în activitatea mea. Și în progresul meu. M-a ajutat foarte mult, toate punctele de vedere, pentru că am venit singur de la Brașov la Ploiești. Dădeam bacaloratul, m-a băgat la școală, deci foarte mult m-a ajutat punctul de vedere. Și gata, din nou luăm de acum, m-a luat de acum, m-a adus și era Tineri Speranțe înainte. Da. Dar făceam antrenamente cu echipa mare, cu Neandu. Am prins primul antrenament cu farle, cu intermitente, cu ele. Eram la Crângul Lubot, era cantonamentul, da. Am ajuns acolo, direct somn. A venit Neandu, nu mai ești la al doilea. Ajunge. Pentru nou, era, dai seama, intrase, păi luase Cupa României, în afară de Răchită, Abăluță și Grama, restul toți luase Cupa României, da. Cu Daniel Hiță, cu Boștină, cu Andrei Cus, cu Zafiri. Bine, pentru jucătorii tineri care sunt acum din nou, pe care și tu i-ai sub așa, dar pentru cei care ne urmăresc, fotbaliști tineri care fac acest prim pas, pentru tine să intri într-un vestiar plin de nume importante, atunci erai destul de tânăr, aveai calitate, că altfel nu erai convocat acolo. Cum a fost prima reacție când au primit jucătorii? Știi că de obicei se spune că te ia cineva sub aripa lui, primul impact, unde te-ai așezat. Și noi la fel, și jucătorii de, că vin un jucător tânăr de perspectivă și plus că și respectuos și vezi că îți dorește, te asimilează. Jucătorul de valoare te asimilează. Dacă vii din la cu figur, nu știu ce, n-ai nicio șansă. Mai ales la antrenamente, ții minte, i-am dat-o printre picioare lui Zmoleanu, am mai dat un șut în fund și a ieșit David Grigore, mă luase. Lasă-mă copilul în pace, știi, cu Bălăceanu, știi? Da. Dar te asimilează. Dacă vede că dacă ai calitate, că ai calitate și vezi, adică ei zic, bă, uite, copilul ăsta noi câștigăm, adică ne ajută. Da, ajută grupul. Și vede că plus te duci, mai e o geantă, mai e alea, mai e, că normal. Na, nu te dai înapoi din nou când era cazul. Dar uite, am avut un exemplu acum, când era Chipciu la CFR. Și tot așa, după un meci, Chipciu, care avea un salariu foarte mare pe lună, s-a dus, a luat bagajul, a luat gen și le cărea la autocar, știi, și chinoterapeutul masorul care l-am la Liga 3, le cea la copii ăștia. Uitați-vă, mă, Chipciu, și uitați câți bani avea atunci pe lună, știi, adică... Dar povestea și Jean Vrădui, mi se pare tot așa, că și el la fel. Dacă se ne întoarcem puțin în această perioadă, ai rămas unul de-al locului. Foarte multe sezoane, jucător de bază la Petrolul, nu? Da, nu, și am... Sau 6 ani, poate e cea mai lungă perioadă, nu, din nou, de tine din la nou, echipă, da, din 96 până în 2004, 8 ani de zile. Am câștigat și titlul la Tineri Speranțe, că după am făcut pasul la prima echipă. Dumnezeu să le tenea și Unipală, l-am avut antrenor, da, la tinere. Dar un grup cu Rădulescu, Onuț, Vlad, Costescu, Orlando, Toporan, adică toți am... Și am fost singurul... Asta mi-a fost puțin greu, ținând cont de centru de copii de la Ploiești. Am fost singurul junior care nu eram din Prahova. Da, atunci era o echipă mai Ploieștean și jucători avea deci, Prahova, Prahova, deci singurul jucător care eram din alt județ. La echipă, la Tineri Speranțe, la... Dar cred, Dinu, că dacă am scrie o carte pentru perioada Petrolului, adu-ți aminte, da, măcar, bă, pentru cei care... Știu că am ajuns, era Neacustică Moldoveanu, n-a tot așa. Regretatul, da. Da, s-a uitat la mine și m-a luat deoparte după antrenament, băiete, după antrenament, pa, și mi-a arătat, uite, cum să lovești, cu nu știu ce mai mult, să asta. Adică erau și oamenii foarte pricepuți de antrenori, mai ales de copii și juniori, că e o diferență de antrenor de copii și juniori și antrenor de seniori, e mare diferență.
Nu, spuneam că poți să scrii o carte de perioada asta atât de plăcută traversată la Ploiești, dar măcar o amintire care ți-a rămas așa, dintre multele, foarte probabil, ceva mai special, Dinu, că au fost destule în cariera ta atât de lungă la Petrol. Nu, sunt multe, da, dar acum trebuie să mă gândesc. Una, dă-ne și nouă una așa pe care n-ai mai spus-o, ceva picant, așa, ceva, eu știu, după victorie importantă, unde ați mers, nu știu. Nu, aveam, de tot tipul aveam glume în vestiar și cu Tavi și cu magazionerul și cu... Și mai făceam câte glume, mai puneam ceva, murdării pe acolo, prin vestiar și na, venea la, aoleu, și ce ați făcut? Un șobolan de cauciuc, bă, aoleu, mă, ce e aici, ce... M-a chemat, l-a vedea, dădea cu insecticide, dădea cu de toate și insecte și... Mai, dar erau de cauciuc, parusele de cauciuc. Da. Se speriau repede. Se speriau imediat, aoleu, nu puteți să ne antrenăm, mai puneam prin tricouri, prin din astea, știi? Și acum am avut ce treabă așa și i-a zis la antrenament, că trebuie la antrenament, 5 minute, ok. Ajung la antrenament, na, echipa era afară, când îmi bag piciorul în gheată, plină de ketchup. Direct. Și vine magazin, crezi că nu mai voi puteți face din astea? Și asta glumă cu ăsta, cu Irimia, cu portarul. Care era din Moldova, care era de la Bârlat, da. Venise și mamă, venise, fusese la echipa națională și tot așa, venise mamă. Ce se face noi, los, ce se face? I-am băgat final gol, e un ungurean foarte foarte puternic. Și am băgat în mână și acum a venit el, noi direct. Hai mă, dăm niște lovituri liber, gata. Și o făcea așa, gata. Mamă, minutul 5 s-a dus direct și trebuie să te speli cu apă rece, nu cu apă caldă. Mamă, când am băgat cu apă caldă, când am văzut era totul pe ce a venit, ne-a dat amendă. Mă dai să mă. Da, erau sunt multe, dar ideea era că eram și toți de aceeași vârstă, știi, ne permite. Stăteam la grâncul Bod în cantonament, stăteam de luni, acolo, în pădure, de luni, dar Ion Marin venise cu lucrul ăsta, dar aveam pe Neagică Murzi, am cu portarii, stătea cu noi. Tot timpul, stătea cu noi, pac, antrenament, odină, mai așa la un film, nu știu ce, adică aspectul ăsta și cu jucătorii tineri care ajung la un nivel, trebuie puțin să-i pondere, știi, că ajung la un nivel deja cu cantonamente, cu antrenamente, două antrenamente. Acum foarte puține se fac antrenamente de individualizare, la club mă refer. Acum au apărut fel și fel de cluburi care fac lucrul ăsta, dar atunci la club și pe poziția pe care o aveai. Adică nu puneai, de exemplu, fundașul să dea nu știu de centră sau îl pune pe poziția lui, ce trebuie să facă, știi? Dar nu-i făceam. Pe doar pe săptămână rămâneam cu, și cu Neam, doar și cu Neam Marin și cu... Făceam lucrurile astea. Venisem de la junior, știi, și automat. Dinu, tu ai fost un jucător pentru care mingea nu a avut niciun secret. Erai îndrăgostit de ea, mai și pasai, într-adevăr, ai fost un jucător foarte inteligent. Există vreun model pe care l-ai urmat în fotbalul românesc sau internațional? Un jucător cu care ai deschis ochii și pe care ai vrut să... Da, bine, noi, na, majoritatea copilor era Gheorghe Hagi, care toți... Zecele pe spate, zecele, nu? Desenat, nu, toată lumea, când... Cel mai ușor plus, de pronunțat. Nu, dar, na, el era vârful cum ar veni, știi, chiar dacă era de piciorul stâng, adică te uitai la și te îți plăcea. Mie mi-a plăcut foarte mult din campionatul românesc de Sabou. Foarte mult de Sabou, iar de campionatul de afară de Roberto Baggio. Ei, și un adversar care s-a sfidat multe bătăi de cap în fotbal românesc, pe care urai când treia să-l întâlnești? Bine, cel mai așa agresiv e Mirel, era Rădoi, știi? Era... Dar parcă făcea plăcut așa totuși, adică... Era foarte agresiv, dar nu agresivitatea... Nu, asta vreau să zic, adică sportiv, bă, nu agresiv, că lumea întrece agresiv să-și dea cu cotul sau să vină de la spate. Nu, la minge, tot timpul punea presiune pe tine. Preluai mingea, imediat era lângă trebuia tine. Trebuia să judeci repede. Imediat trebuia să judeci, da, tot timpul punea presiune, știi? Așa Rădoi a ajuns și în fotbalul mare, că n-a fost un jucător tehnic, Mirel. Ce minte de un prieten al meu, Fanenanu, presiune. Asta da, da, da. Prima lui replică la jucător. Nu, Mirel, tot timpul. Asta era un jucător agresiv și... Nu. Dar, Dinu, să ne întoarcem așa totuși, pentru că firul carierei tale, facem așa niște undoiuri cu Ionuț. Da. Ne întoarcem, perioada Petrolul ți-a asigurat așa o ascensiune remarcabilă după aceea, nu? Sezoanele multe la număr, cu realizări la Petrolul, ți-au deschis calea unei depline afirmări în fotbalul românesc. Ce a urmat, Dinu? Da, adică ce regret la Petrolul a fost atunci. Sunt și din astea. Cu fuziunea da. Dintre asta și Petrolul, chiar făceam o glumă. Și am văzut că tricoul acela era parcă într-o poză, era după fuziune. Exact. Din două echipe de A, am făcut una de B, că primul an a rămas și al doilea an a retrogradat. Dar nu depindea de tine ca jucător asta. Da, am fost cu contractul, a fost suporteri, cu care s-au supărat, pe bună dreptate atunci, la momentul ăla, pentru că n-am ales să rămân la Petrolul așa, a rămas să mă duc... Petrolul retrogradase, era final. Era Liga 2, da. Și a rămas în Liga 1, ne-am dus cu toții și asta e un regret din partea mea
față de suporteri, față de cei de la Petrolul. Da, deci ai trecut la Astra și după aceea? După aia, după ce am retrogradat, am avut două oferte. Una de la Oțelul Galați, exact anul era Nea Sorin Cârțu, antrenor. Jucam în cupele europene, Oțelul anul ăla, în 2004. Și de la Faro Constanța. Din punct de vedere fotbalistic, am ales Constanța ca stil de joc, ca ce jucătorii erau. Da, era Liviu Mea, atacantul de la Cluj, da, stânga, ce incredibil, deci atacant. Șeptaru, nu? Șeptaru, da. Vasilică Cârstocea, Senin, Pașcoviș, Curcă, o echipă... Și era domnul Grigoraș antrenor? Da, Nea Pete Grigoraș era, da, care dădea plăcere. Cel mai schimb, tare din oraș. Cel mai tare din oraș. Și la Oțelul, bine, era Nea Sorin, care știa foarte bine și Galațiu, cum... adică... Din punct de vedere, la momentul ăla erau cupele europene, Faro era... Dar tu ai ales și Castil, pentru că știm foarte bine cum juca Sorin Cârțu. Exact, și cum juca Petre Grigoraș. Și Castil am ales și plus, la noi în conducere era și Nea Petre Buduru, care și l-a influențat puțin partea asta. Și de pe la Astra, probabil. Da, eu mai aveam contract cu, indiferent dacă retrogradam, indiferent dacă rămâneam Liga 1, aveam contract și aveam un contract foarte mare atunci. Și până la urmă tot eu alegeam, că domne, rămân aici și nu cred că era posibilitatea să mă plătească cu salariul pe care l-aveam în Liga 2. Și am ales Constanța. Am ales Constanța și îmi pare bine că am ales Constanța datorită oamenilor de acolo, prietenilor. A fost cea mai frumoasă, m-am simțit cel mai bine. Da, și ai fost și acolo 4 ani din urmă și cred că pentru un jucător este important, nu? Să ai această longevitate, să ai continuitatea la echipa respectivă, pentru că tu capezi consistență ca fotbalist. Dacă stai 6 luni, da, pleci, te muți în altă parte, nu? Având atât de multe sezoane, pentru tine este un alt culoar, da, fotbalist. Și mereu unele, anul ăla erau mulți fotbaliști, zice, la multe echipe. Știi? Adică fiecare echipă avea 5-6. Deci adevărat. Adevărat, orice echipă din provincie, adică orice jucător, putea să facă pasul la Steaua Dinamo. Dar mai puțin din nou, cum atrăgeau echipele astea? Aveau și posibilități, evident. Era și fondul mare de jucători, nu? Pentru că dacă vrei să mergi la Faro, n-aveai, bă, te duceai la Oțelul. Da. Ceva de genul ăsta. Da, fondul de jucători era mare. De calitate. Nu puteai. Dacă n-aveai calitate, nu. Era o echipă nou promovată sau duceai la Liga 2. Nu. Dacă n-aveai calitate, n-aveai. Am ales într-un grup unde jucători. La noi a venit la Gherlem, care brazilian a fost pe la bază lui. Calitate, știi? Deci ăla imediat la aia simt. Adică n-au venit jucători la Costada, Tibor Moldovan, venise Gașca Nebună cu Maxim Coș, adică Iulian Apostol, adică jucători de calitate veneau. Adică chiar dacă plecau 2-3, ceilalți care veneau... Dar aici... Gică Fentă, Flore a venit cu Voiculeț atunci de la Târgoviște. Dar aici, din nou, că deja am ajuns la Farul, pentru tine deja aveai câteva sezoane bune petrecute. Da, și o să ne spui și câteva dintre amintirile plăcute de la Farul. Pentru tine deja tu te obișnuiești, erai oarecare un servant, aveai calitatea asta. Deja după atât de multe sezoane ai avut un atacant așa preferat, alături de care te înțelegeai foarte bine, oarecum din priviri, pasa ta. De Liviu Mihai, deci incredibil. La Farul... Incredibil cum... Cred că jumătate din golul erau asist de la tine. Exact. Avea grijă. Da, dar aici am mutat mijloca stânga. Asta, că era Guriță, mijlocaș dreapta. Viteză bună. Număr 9 era Liviu Mihai și numărul 10 era Vasilică Cârstocea. Eu mijloca stânga, la mijloc ce era... Ce număr aveai? Avea Liviu Mihai 7. Aveam așteptat când a plecat să-i leau și a jucat cu 17. Nu putea să-i leau, nu puteam. Era cel mai tehnic. Era cel mai... N-a vrut să plece, i-a plăcut foarte mult la Constanță. Toate echipele... Te alegi ca jucător de astfel de echipă. Da, dar un jucător, crezi-mă, cu o calitate și o execuție rar. Deci era... Dinu Todoran, Liviu Mihai făcea furori acolo. Cred că și la Constanța, Dinu, ai amintiri să mai scrii o carte. Frumoase, da. Una, două, ne spui și nouă. Dar ai debutat în Europa, Dinu, nu? Da. În Intertot am jucat finala cu Auxerre. Ne-au băut acolo. Aici am dat gol din penalti, 1-0, am avut ocazie. 4 ne-au bătut acolo, primul meci. Așa mare era diferența din un fotbalistic oarecum? Sau acolo când am dat de micile la select. Prima oară? Prima oară când dădea la poartă. Mi-e pare că era și Daniel Nicolae în anul, l-a jucat. Atunci era mai greu pentru portar, probabil, cu mingile. Da. Nu, dar am condus și a avut 1-0, am galat 1-1, Disney a dat gol, sau Mihai. Guriță mi se pare, da, gol. Și aici la 1-0 am avut bară, adică la 2-0. Ai putem, fost acolo, în joc. Am fost acolo, da. Amintiri așa de la Faro, destule, cred. Din... Multe. Hai să mai umblăm așa puțin în sertar. Nu, Nea Petre Grigoraș era. Era faza atunci cu Semeghin când du-te la șah? La Oțelul. A, era la Oțelul. La Oțelul, nu l-am pus pe Semeghin. Nu, Nea Petre era... Cel mai tare din oraș. Da, ne zicea, bă, dacă câștigăm, jucam vinerea. Ziceau, nu, eu n-am banii lui, nu vreau să detaliez, vă dau 3 zile libere. Da, asta era prima. Da, dar
adică avea asta, Nea Petre, la joc, îți dădea, nu știu, plăcerea, te lăsa. Prima etapă, jucam cu Piteștiu și tot așa. Bă, Todor, ne-a pus, ne mai uităm la ăștia, ne mai vizionăm, nu știu, bine. El era de adeptul să ei să joace după noi, adică noi la... Să ai tu stilul tău. Noi aveam stilul nostru. Respecti stilul tău de echipă, da. Când venea unul, când vedea de la antrenamente minge lungă, bă, ce cauți aici, ce n-am... Juca 4-3-3 din nou? Nu, ne-a putut 4-2-3-1. Juca așa, Farmache, Barbu, Curcă în poartă, Farmache, Barbu, Șchiopu, Pașcovici, Senin cu Lungu, dreapta, Guriță, eu stânga, Vasile, Cristos și cu Liviu Mihai jucam. Da. Ce formulă de aici? Dar că cei doi închizători mai dădeau și în față, nu exact, doar în spate. Exact. Nu, păi avea Senin stângu, era și bineînțeles și Cristi și Șchiopu, fotbalist. Și Pașcovici urca bine în atac. Cuzmi și, nu, echipă care... Era un fotbal total acolo. Total, adică nu, dacă veneai și dădea minge lungă, oprea antrenamentul. Dar frumoasă totuși viața și la Constanța. Nu, frumoasă. De la munte din Utu, de la munte, de la Brașov, la malul mării. La malul mării, da. Păi adaptat așa, că e bine prima să mergi la mare, după aia la munte. Știi, da. Ai fost în invers. A fost invers. Nu, dar și oamenii de acolo și grupul și ăla, și aveam, nu am avut probleme financiare nici la petrolul, nici la Faro. Era domnul Busunciaru de la șantierul naval Constanța. Mai glumeam cu... Te-ai dus pe vapor din nou vreodată? Da, ne-a dus. Ne-a pus cască, ne-a dus. Uitați-vă ce aici. Ai condus tu, ai dat? Nu, ne-a dus. Dar condiții foarte bune. Nu știi că eu am cunoscut un patron de genul ăsta de echipă de fotbal care reprezenta muncitori de-ai dumnealui, fotbaliștilor. Și zice, uite bă, băieți, oamenii ăștia fac banii. Practic că domnul Bosânceanu, uite mă, băieți, nu, ne-a dus și pe noi, nu, ne-a dus, ne-a dus, nu în vapor, ne-a dus și în șantier, ne-a dus și... Dar așa se lucrează, aici să fac banii, nu? Da, ne-a arătat. Care apoi vin la voi. Nu, dar un om v-a zis, un om care... Și dânsul m-a ajutat. Dar și rezultatele erau pe măsură. Da, noi am fost campionat provinciei aproape. Exact. Am jucat finala Cupe Mare, cred, finala Cupei. Și era din nou, dacă n-ai voie, perioada atât de frumoasă a Farului, cu foarte mulți suporteri. Da, păi 1010, da, erau 1000 la... În afară de derbiurile pe care le aveam, erau 1000 de spectatori la fiecare mii. Dar era și păcat să nu fii să... Adică era și păcat să nu fii să vezi, vezi echipa. Da, tu ai avut așa șansa, cel puțin la primele echipe, la Petrolul. De fiecare dată foarte mulți spectatori. Aici la Farul ai continuat pe aceeași linie, cu foarte mulți privitori. Da. Și Dinu, te-aș întreba, este adevărat acea maximă fotbalistică? Te simți fotbalist, nu? Când tribunele sunt aproape pline. Da, uite, și jocurile, am zis în pandemie, zici că te uitai, te-ai făcut suporter. Chiar dacă jocul poate n-are un rim să n-are, dacă cu suporterii, cu participă atmosfera, cu tot, parcă e aceea. Fotbalul e făcut pentru suporteri, e clar lucrul ăsta. La echipe de genul ăsta, nu știu dacă tu ai traversat, se știe că sunt la Petrol și la Faru. Fanii vin la stadion, încurajează, sunt alături de tine. Au dar pretenții. Dacă nu merge... Păi nu, au pretenții. Pretenții, ceva, ceva de genul ăsta, ceva... Nu, am, cu fanii. Puține, tot cu fuziunea, marea fuziune, mă rog. Și aveam meci de campionat, nu, meci de cupă la Dinamo. Și următorul meci aveam un campionat și ne-a zis Mulțescu, că era antrenor la noi și a hotărât să ne menajeze. A mai făcut cineva. Să ne menajeze, ne-au dat ea 7. 7-1, sper, a fost la 7-0. Și după cu Dănciulescu, cu Zicu, cu Claudiu Niculescu. Ok, am ajuns la bază, la Astra, acolo dormeam acolo, la stadion. La 9 mai, acolo? Acolo. Au venit toți lupii galbeni peste noi. Au venit peste noi, exact. În cameră, acolo, nu, direct. Nu puteau să intre, că erau uși, am închis uși. Te-ai barigat, nu, că să intre sus la cameră, ai văzut că au venit jandarmi, au venit, a ieșit normal, Mihalache, parcă așa cum am văzut. Dă un col de cupă, mamă, când au auzit ea care luase, câștigase cupă. S-au întâmplat lucrurile și mi se pare și la Faro ne-au oprit odată pe autostradă. Păi bine, până la urmă se spune că nu ești fotbalist dacă nu treci și primul moment de genul ăsta. Dar sunt discuții, na, nu vine domn să ne alerge sau orice, dar vă spune ce joacă echipa, ce se întâmplă, ce astea. Adică, dacă sunt principiale așa, astea... Povestea Răzvan Lucescu la POC, a zis că l-au acolo, venit. Acolo, chiar că e nebunie acolo. Nu, adică... La noi suntem juniori, oricum. Din ce cauză? Și Petrolul și Faru, nume în fotbalul românesc, au trecut jucători de valoare. Cu rezultate așa și normal că ei vor... Că Petrolul avea istoria asta a cupei pentru ei. Exact, cupa da. Era extrem. Era prioritară, e clar, adică... Am uitat, dar pasul următor era logic să fie la Urziceni. Da, o altă amintire la Urziceni. Cu Mister? Cu Mister, dar am fost cel mai scump transfer atunci. Cum te simțeai, Dinu, când se vorbea de tine atunci? Cel mai scump jucător pe care l-am adus noi?
Da. Nu, este respectivul. Dinu Marius Todoran. Da, și la o vârstă. Sunt au colegi, bă, ăsta e super. Nu, un grup foarte unit la U10. De asta am avut și rezultatele astea, foarte unit. Și mare merite, și capitanul, că și am fost capitan, și capitanul contează foarte mult în vestiar, da. Una să fii capitan, să ai numai banderola și una când... Și ce făcea din un capitan pe vremea ta? Adică vă dau un exemplu. Dacă era un grup și venea un jucător care îl vedea la antrenamente, că mai ia, că la mișto sau nu se încadrează, îl luam deoparte și ziceam, bă, vezi că nu e 100%, adică nu venea antrenorul și zicea lucrurile astea. Luam. Dar nu simțeai tu chestia asta sau dar tehnicianul îmi spunea ție? Adică când vezi că, nu îmi spunea, păi ce ca jucător, când vezi că toți antrenamentul testat, de exemplu, la misul la Petrescu, de când începe partea de încălzire până se termină partea finală, tot e 100%, n-ai văzut să coborim. Păi când am venit eu prima oară, obișnuit ca la farul să stau prin față, să dau... și eu cu el în echipă. Viață. Da, la miuțe din astea. Păi ce-am venit, ce faci, mă? Păi du-ți golgetă, treci bă și aleargă. Ai ești de părere, Dinu, că un capitan este ales sau numit? Nu, se alege capitanul. Adică nu e numit, adică vii și nu știu ce. Deci el capitanul, deci grupul vestiarul grupul automat, alege, grupul alege. Nu, că mai văd și pentru că vedem în ziua de azi primii trei capitani exact. Sau zice, bă, azi e capitan. Nu, capitanul trebuie să fie la un vestiar care dă tonul la tot, la agresivitate, dar trebuie să joace. Adică nu poți să fii capitan, să trebuie să joci, trebuie să... Ești un exemplu și în exemplu interior și față și de colegi, față și de conducere, adică să fii și când vine conducerea, adică nu-mi te probleme de discutat. Maniera de a discuta și cu cei care conduc clubul nou, ești reprezentantul jucătorilor, ei au încredere în tine, la rândul ei conducerea. Dacă spune Dinu, prin tine transmitem că mâine sau poimine sau joi vin banii, cuvântul ăsta era respectat. Adică nu, era respectat. Dacă nu era respectat, bine, mai aveam o vorbă. Bă, eu, dacă vă mint, m-au mintit și pe mine. Adică eu vă zic, adică na, eu vă zic, dacă m-au mintit pe mine, eu vă mint și eu pe voi, știi? Dar nu au fost probleme, adică tot timpul când au zis, dar nu făcea prin capitan lucrul ăsta, făcea prin antrenor să făcea lucrurile astea. Adică nu poți să conducerea să vii direct, să nu treci de antrenor. Da, care era principalul factor. El era factorul vestiarul. Anunțai antrenorul, ori venea, ori strângea cei mai experimentați jucători. Sfatul bătrânilor, al experimentat. Zicea, domnule, uite așa, dar adică am întâlnit situații când s-a zis ceva și după aia, că era asta, Brandan, că tot veni la Urziceni. Da. A venit o discuție, așa, că ne dă bani și aici 99% săptămâna viitoare aveți. A trecut o săptămână, a trecut două săptămâni, a trecut trei săptămâni, acum iară ședință și aici Brandan, eu din Argentina. Aici, în România, 1% mai puternic ca 99%. Da, știi, da, bună constatare. Așa e, că da, 1% în România e mai puternic ca 99%. S-a adaptat și el și a rămas. Nu, că au fost niște probleme, că nu au venit banii de la UEFA și după aceea s-au reglat. No, un alt patron acolo care făcea, domnul Bucșaru, cum era relația cu domnul Bucșaru? Rar de tot venea, rar de tot, dar... Prea-l cunoște, nu trebuia să vină. Nu, dar eu v-am zis, cât timp am stat acolo, n-am avut probleme financiare. Și ai stat financiare. Și acolo, Dinu, ai stat? Doi ani de zile, doi ani și jumătate, da. Am luat campionatul, după aia Petrescu a hotărât să plece iarna și a venit Roni Levi în retur. Anul ăla, când am pierdut campionatul, când a bătut CFR-ul la Craiova, bine, faza aia, minutul 90 ceva, când îl trage fundașul central, cum îl cheamă, bulgar, care a fost și la Steaua, Iliev. Da, îl trage pe Traore cu spate la poartă, niciodată nu se înțeleg eu lucru. Dar tu ai fost cumva și cu Giusi Balint acolo? Giusi a fost, dar el s-a accidentat. Eu atunci am venit, Giusi era la ei, dar s-a accidentat. Nu, că îmi povestea că avea Petrescu o manieră de genul ăsta, în special pe final de campionat, când vă treptați către titlu, în care cantonamentul era literă de lege, nu pleca mai nimeni de acolo. Nu știu ce. Parcă așa îmi spunea Giusi. E posibil, dar la mister... Intrai cu o zi înainte, tot timpul, și rămâneai după meci. Dar îți dădea după liber, de exemplu, la jucai sâmbătă, duminică aveai refacerea, dar luni aveai liber. Deci Adinu, e adevărată istoria aceea cu ziarul, că v-a adus un ziar în care v-a spus că uite, Chirona Adinu stă pe bară? Da, mi-e și un bolan. Eram supărat, jucase, nu știu foarte bine, dusem la el. Puteai să joci foarte bine, să dai 2-3 goluri, dacă săptămâna la antrenament nu erai 100%, stăteai lângă el. Dar aveau și alesele jucătorii și eram de aceeași valoare pe... Dar vă explica de ce vă ține pe bară după ce făcuse un meci extraordinar? Da, da, spunea, da. Uite, nu mi-a plăcut cum te-ai comportat? Nu, ideea informător. Alegea și depinde și de meciuri, bine, aveai discuții cu el, individuale, dar era de aceeași valoare pe postul. De exemplu, era cu Varga, era cu Bălan, adică oricare juca era drăguț să fie titular. Adică intra, poate tu intrai de pe bancă cu un plus față de cel care era titular. Toți se antrenau la fel,
Dar abia așteptau șansa să prindă un minut. Plus bonusul ăsta financiare, plus, adică condiții foarte bune. Dar Dino, te-ai dus și pe la Brănești, pe la Botoșani și ai încheiat cariera ta de jucător la voluntari. O carieră, spunem noi că trebuie să grăbim așa puțin. Da. Exact cum verticalizai tu în zilele tale bune. De fapt, mai toate zilele erau bune. Bine, acum trebuie să ai și cui să verticalizezi. Atunci aveai, asta spune. Și ai parcurs așa ultimele etape și te-ai retras la voluntari, nu? Da. Ai trecut pe la Brănești, pe la FC Botoșani. Da, la Botoșani, și la Brănești, dar la Botoșani Neaconez Valțăr a dorit foarte mult. Nu s-a acomodat familia, băieții, nu s-a acomodat soția și am preferat, chiar eram pe primul loc în turul campionatului, au și promovat anul acela cu Nea Cristi Popovici, mi se de la Bacău, cu Marius, cu Croitorul, cu mai mulți jucători, dar mi-am explicat, domnul Zvaițăr n-a vrut să plece, mi-am explicat că familia nu s-a acomodat și am venit acasă la Brașov, am avut niște oferte și de la Corona și de la FC Brașov. Nu era bine acasă, hai să mergem. Nu, și am venit și era, am dat la barou. Da, pe cuvânt. Am dat, te faci avocat? Ai deja, ai hârtie, ai din asta? Nu, am dat, dar n-am luat. Și atunci s-a intrat cu 75, am făcut 55 la testul grilă și n-am mai zic, aole, și următorul an s-a intrat cu 50. Să știi, din soartă. Soartă, da. Chiar îmi spunea cineva că echipa națională a avocaților este în Germania în această perioadă. Da, știu, am nașul la unul dintre copii, chiar mi-a zis să mă duc, am fost la cupe mondiale. Acum a fost în Germania, la un campionat european sau de genul ăsta și am și câștigat acolo. Da, nu, deci până la urmă, Dinu, ai ajuns la voluntari. Și am ajuns la voluntari, m-am întâlnit cu Dan Leasă. El era conducătorul atunci, da. Te-a convins ușor? După era cu Robert Gherghe, care și el, cu domn primar, care și dânsul a avut un cuvânt de spus și na, îi mulțumesc pe această cale, pentru că din toate punctele și fotbaliștii și asta și dar la echipă și tot. Dar deja Dino Todoran atunci, Dino Marius Todoran, ca să respectăm așa, dragi prieteni. Fac cum zicea Robert, singur jucător ca să fie Champions League la voluntar. După a mai venit Tibi Bălan, a mai venit și Irinie. Dar tu ai deschis drumul ăsta. Da, da. Tot, dar spunea că tu deja erai un jucător consacrat, iar așteptările de mergeai la o altă echipă în speță aici la FC Voluntari erau mari la adresa ta. Iar tu erai responsabil să fii mereu la cel mai bun nivel. Da, mi-a fost foarte greu. Ținând cont că am jucat numai la nivel, când am la Liga 3, mi-a fost foarte greu. Colegii pe care adică foarte greu. Chiar dacă ești jucător pe experiență când e greu, la Liga 3 e foarte greu, da. Adică dacă trebuie un grup, indiferent la ce nivel, trebuie să ai un grup, adică nu poți singur să câștigi. Nu, trebuie să ai un grup. Dar când am văzut proiectul la voluntar, nu venea să cred, adică că poate face așa ceva. Domn primar, cum îi spune, aici, cu nu știu ce, cu toate astea, cu infrastructură, cu nu știu. Dânsul, primul lucru pe care mi l-a zis atunci, a zis că infrastructura vrea să o fac. Adică cum este și normal. Cum e normal, asta, adică da. Infrastructura, după aia facem echipa, facem absolut tot. Și uitați-vă, voluntar, da. Chiar după aia a venit, am promovat din Liga 3-a, Liga 2-a și după aia Liga 1-a. Am avut consecutive promovările. Dar frumos. Amintiri frumoase. Amintiri frumoase, foarte frumoase, da. Începea la Liga 3-a. Se punea la stație imnul Champions League. Cine era autorul? Da, Robert era. Te simțeai tu mai fotbal? Adică nu știu. Nu, îmi plăcea, adică era, te simțeai, adică uite aici, da, aici e meciul cu, nu am jucat, e meciul cu Rapid în Cupa României. Deci pe tase, am fost, da, Maxim, Rădoi, Cine Muscă, portarul era Paul, era Paulică, Bato așa. Da, Paul, da. După aia vine Marinkovic, Max, Gania, Suciu, Rădoi, Chichirimia, Tănase, Cureteu, Mitache și Muscă. Aici mergi cu Rapid, ne-a bătut în prelungiri Rapidul. Deci ne-am ținut bine. Da. Aici am fost accidentat, eram un... Sărbătoare, Dino, la promovarea în Liga 2-a, îți mai aduce aminte? Da, sărbătoare, cum să nu. Sărbătoare am câștigat la Călăraș. Am dat și gol, mamă, cel mai frumos gol. N-a fost Robert să-l vadă, că ai dat două goluri și nu le-am văzut. Și nu mai găsim înregistrarea aia. Nu mai găsim mai frumos gol. Am zis, bă, n-ai fost cel mai frumos gol, sărbătoare frumoasă. Mergeam aici. Facem, Dino, facem un meci de genul ăsta de All Boys, mai repeți execuția de atunci? Mai poți? Nu mai. Și o ținem... Dar v-am zis, niște condiții pe care și acum, niște condiții foarte bune. Și dacă tot vorbeai de goluri, Dino, mă uitam pe statistica ta și te rog să mă contrazici dacă greșesc. Singura echipă la care n-ai marcat a fost Brănești. În campionat. Da, n-am înscris, așa e. Ce s-a întâmplat în sezonul ăla?
Am început la am jucat prima etapă cu CFR-ul, am dat pasul de gol la Coman, după aia m-am accidentat. Asist ai avut, într-adevăr, ai avut mult. Am avut chiar primul. Dar gol la toate echipele la care ai fost, ai marcat. Nu, m-am accidentat și am avut, ai vrut să un cartonat roșu, adică mi-a fost greu, dar n-am vrut să plec de aici, din București, cu familia, nu știu ce, și dintre toate alegerile și asta a fost una nu prea bună. Aveam la panduri la Grigoraș, aveam, deci... Iar dar, cu Grigoraș. Iar cu Nea Petre, da, cu Nea Petre. Da, dar n-a fost o alegere chiar bună, mai ales că eu veneam după Urziceni. Na, mai ai coborât oarecum. Nici echipa nu te-a ajutat, că dovadă la anul a retrogradat. Nu, anul ăla, nu e anul ăla a retrogradat, dar... Da. Oricum aveam mulți jucători, era Nicoară, era Zuluf, Ispir, da, Costi, da, am avut Sergiu Bar. Adunaseră câțiva jucători. Marincău, da, că... aveam Nicola, da, o echipă interesantă cu... Da, uite, Dino, noi vorbim de o carieră importantă de jucători și, dragi prieteni, acesta este cuvântul când ne referim la Dino Tudoran, pentru că ce a lăsat el în spate, fotbalistii vorbind, rămâne acolo în niște tipare și niște repere pe care cu siguranță vrea să le repete foarte, foarte mulți. Dar eu am văzut un lucru, că tu ai stat destul de mult la echipe, Dinu. Și da, probabil că pentru un jucător profesionist contează asta, să nu schimbi foarte des echipa, nu? Da, contează foarte mult, pentru că undeva nu te simți bine, dar totul depinde ce randament îl dai, că nici oamenii nu te ține dacă tu nu ești un jucător de valoare. Am avut oferte, am semnat și cu Rapidul, semnasem un precontract, dar important și clubul, adică am stat la două cluburi importante, adică Petru Lupleș, care toată lumea știe, și la Faru Constanța. Dar s-a vorbit din urmă și este oarecum justificat de faptul că tu erai dinamovist sau ceva de genul ăsta, a circulat ceva legat de tine, da, pe și numele Dinu vine de la Cornel Dinu, ceva de genul ăsta. Nu, ne spui tata, exact cum a fost... Nu, tata, da, e ținat cu Dinamo și... Dar fi vrut jucător la Dinamo, probabil. Da, a zis, zice, dacă se naște... Băiat, îi pun eu numele, se naște fată, da, și a rămas Dinu, că normal Dinu e nume, știi? și el ținea cu Dinamo, deci munceam și eu cu Dinamo, deci ținea foarte mult cu Dinamo. O fi afat oare vreodată, domnul Cornel Dinu, de faptul că Dinu tot... Înțeles că i-a zis, mai ales acum, când am fost și la Steaua, la antrenor, înțeles că i-a zis, da, dânsului. Da, na, îți dai seama, Cornel Dinu, istorie în fotbalul românesc. Da, dar nu să afli că numele tău, Dinu, a venit așa de la, știe, o, da, întrebare, de la o... Da, nu, a fost de la așa, a fost, da, da, dacă se naște băiat, eu îi pun... Te vrei, în alb roșu. Da, și am cele mai multe goluri am luat Dinamo, cele mai multe goluri. Eu în cariera mea, da. Da, eu cred că e foarte interesant asta ca jucător. Da. Să ai așa o barieră de genul ăsta, mă, le-am dat 7 lui Dinamo. Cele mai multe, da. 15 asta Steaua, vreau să-l întreb, 10 lui Oțelul. Cu care adversar te încărcai cel mai mult? Când bine, cu cluburile astea. Bănuiesc că la Dinamo, Petrol Steaua, era rivalitate cu Steaua, cu Rapid. Da, da, și la orice club. Că tu ca jucător îți dorești tot timpul să-i bagi pe echipele, cum să zic, cele mai galonate, tot timpul, știi? Și ca echipă, și suporteri, și tot. Degeaba, de exemplu, puteai jucai cu Bistrița, știi, și după aia jucai cu Steaua și... Dar am și jucat bine pe final, când am bătut pe Steaua cu 5-1 la Ploiești. Și după aia, mi se pare, 4-0, mi se pare, am bătut în retur. Și ții minte că am bătut cu Petrol, era Neașonia, antrenor, am bătut 1-0 în Ghencea. Și l-a sunat soția. Ce fani așa, ce-a? Păi cum ce-am făcut? Am câștigat, era ceva normal, nu mai bătuse nu știu de cât. Știi, apropo de Neașioni, dacă îmi dai voie, da, era foarte multe, așa, multe, da. Și s-a dus la președintele clubului și a spus, domn președinte, eu nu mai am bani de motorină sau cea de genul ăsta. Și spune președinte, nici eu nu am. Adică... Nu, Neașioni, era, avea două ceasuri. Cât de ceasuri? Nu zic că se consumă bateria, era... Dar puteai să scrii o carte de genul ăsta. Neașioni, da, v-am zis. El atunci ne luase pe toți ăștia tineri, știi, noi mai nebune, așa, ne luase... V-a liniștit el așa. Ne-a liniștit puțin, dar ne-a liniștit pe nebunia noastră, adică nu, adică să zică, bă, faceți asta sau să... Dinu, la rândul tău, după ce ai ajuns un jucător consacrat și din fericire la tine, n-a durat foarte mult. Te gândeai când veneau tineri fotbaliști care aveau calitate, luai și tu pe lângă tine pe alții. Dă-ne câteva exemple, eu știu, da, de tine și... de care te-ai îngrijit și care ulterior au ajuns, din fericire. Da, uite și pe ăsta, pe Voiculesc, când a venit la Constanța. Tot și-a venit pe Gică Fentă. Da, el, Gică Fentă. Gică Fentă, da. Plus și la Urziceni, bine, atunci a venit și Rusescu, povestea cu Rusescu. El venise la Urziceni și Costa Negache era într-un la Tulcea și îl vroia.
Și ne-am dus în cantonament în Scoția și s-a accidentase și în afară de Bilașcu și un ofraș și cine mai Dănălache, și Dănălache s-a accidentase și mergea și Stan de la Galați, era Golgete, să ziceați, și l-a luat pe Rusescu. Tot așa, și Rusescu, meci de meci gol. Deci meci de gol incredibil, meci de meci gol. Vine, cam o sună Gache. E Todor Rusescu, îi ia-ți adio de el. Păi de ce? Păi meci de meci a dat gol. Și la prima etapă nu a jucat, am jucat la Brașov, ne-a putut Brașov minutul 1-0, într-un 94, a dat Oros dintr-o fază fixă gol. Și următorul meci 1-0 la pauză cu Pitești, cu echipa aia bună, cu Tameș, cu Doman, cu echipa, era, nu mai știu cine era antrenor atunci. L-a băgat pe Rusescu, prima minge lungă în Ine Pamino, dar căpățână gol 1-1 și m-am bătut 2-1, a scos un ofraș penalti, a bătut Mara. Și Rusescu de acolo, dar v-am zis, Rusescu, foarte, calitate foarte bună. De atunci se da. Da, din nou, ai avut așa o companie selectă, sau de fapt da. Și colegii tăi au avut cu tine o companie selectă și cred că între fotbaliști așa te simțeai foarte, foarte bine. Dar vreau să te întreb, pe măsură ce ani au trecut, tu trebuia să fii la cel mai bun nivel, te pregăteai din un suplimentar pentru a răsplăti, știu eu, încrederea, numele tău, pe măsură ce anii treceau, probabil că trebuia mai mult, mai bine să te simți la fel de da. Ok pe gazon. Era normal. Contează foarte mult și viața asta sportivă și mai ales și la antrenament. Bine, noi nu aveam astea, adică informația cu o vitaminizare, cu, nu, atunci nu apăruse, știi, și mai ales cu cele de refacere, cu criosaună, cu toate astea. N-aveam. Acum te recuperai din atunci. Sărind la refacere. Alea, erau butoaiele alea, reci, mai dădeau un ober la refacere, dar intrai în butoaie, în butoaie. Înainte era și sauna, bazină. Dar n-aveai astea moderne acum, adică de refacerea organismului mai repede. Dar înainte de antrenament făceai un abdomen, mai rămai la antrenament individual, adică mai rămai, dădeai lovituri libere. Da, da, executai lovituri libere. Lovituri libere, mai dădeai, dar tot timpul și cu colegii, știi, se făcea un pariu, bă, cât golul dai, adică tot timpul aveam o competiție între noi. Și asta te... Tenis cu piciorul, mai zic, tenis cu piciorul. Cine era cel mai bun? Nașul, Mold, ne bătea. Era și tehnic. Da, era mai tehnic, nu știu. Sau cedai și tu? Nu cedam, dar și acum... Ați mai jucat? Am jucat de cu Vasile, cu Maftei și el cu Lara, știi? Și ne-au bătut, da. Dar am jucat la ei, la Ploiești, din cauza asta. Au ales ei teren. Bine, dar... Era vorba și așa, na, te duci la nașul, te duci să-l bați, a dat și grătarul ăla acasă, era urât să mă să după aia. Să uita nașul, uite, l-ai bătut pe nașul, supărat după aia. Da, Dino, cu tine, dragi prieteni, uitați, da. Cred că sunteți de acord cu mine, cu Dino Todorani este realmente o plăcere. Noi ne-am propus astăzi ca să trecem în revistă întreaga cariera lui, dar ne trebuie foarte multe emisiuni ca să reușim acest lucru. Ne-am referit astăzi doar la cariera de jucător și nici măcar pe acesta n-am putut să o atingem chiar foarte, foarte bine. Mai sunt multe alte repere, așa că am smuls lui Dino Todorani, dragi prieteni, promisiunea că va reveni, pentru că ne apucăm și de cariera de antrenor, una mai scurtă, dar care are deja destul de repere importante, așa că Dino ne-a promis că va reveni aici în funcție de programul pe care îl are și cu siguranță el când promite ceva, așa și este. Cred că este momentul, dragi prieteni, să vă mulțumim nu pentru atenția pe care ne-ați acordat-o la acest început de săptămână. Rămâneți cu Metropola TV pentru că urmează principalul jurnal de știri al zilei. Noi vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu Metropola TV, urmează jurnalul. La revedere, o seară plăcută!